Report on this computer. My name is... Haideți repede că se întunecă și eu n-am curent. Ce faceți, mă? Ce facem, pe bune, în perioada asta? Că e clar că o să dăm falimentul, să pice în cap Club 99. Ce facem, frate? E grav, Costele, bă. Să vadă e oamenii, așa. Frate, că nu tot, adică de ce să fim pozitiv când e nașpa? Adică... Toată lumea așteaptă de la comedianți. Auzi chestia că, bine, noroc de voi că ne mai puneți un zâmbet pe față. Dar noi... A? Și ne cui pasă ce e în sufletul nostru? Uitați-vă la terminat. E vai morții lui. 3 copii acasă. Lasă, Costele, o să treci și peste asta. A fost... Stai că Teo s-a blocat, a. Deci, sau Costel s-a blocat. A mers totul perfect până când am zis hai că îi dăm drumul și s-a blocat. A, bă, că merge. Merge, domne, merge. Da, eu m-am blocat. Pe când l-ai auzit pe Vio și a zis te-ai blocat. S-a blocat la faza aia. Ce-am făcut? Gata? Da. Hai, uite, câine alergând de pe afară. Hei, bine ați venit în lumea virtuală. Suntem și noi în rândul lumii, practic, acum. Să facem și noi asta, da. Ce nu-mi place mie. Da. Video. Ce? E cel mai trist video chat ăsta, să mă rog. S-ar uita fetele alea la noi așa cu un zâmbet de la marfa. Bă, amatori, bă, amatori. Nici măcar nu primim tokens, nu luăm dedicații, nu facem nimic. Suntem așa, gen... E, știi cum suntem noi acum pentru videochatiste? La open mic. Suntem, avem și noi 5 minute și încercăm și noi să... Știi, și ele se uită și fac, bă, n-aveți treabă voi, bă, n-aveți drive, n-aveți pasiune. Așa, când ești videochatist open mic-ăriță, ai așa de astea că, și unde să mai bag ăsta? Că sunt, ce să vă mai zic, da, asta nu prea a intrat. Da. Excelent. Asta nu prea a intrat. Foarte bine. Și să mai vin la alea care organizează Open Mic-ul și bă, mi-am pregătit și eu vreo 60-70 de centimetri să vedem cât intră. Da. Și alea sunt, începe făcut 2-3 centimetri. Aia, mă, că sunt astea noi care, bă, că eu nu pot să fac, doar 3 centimetri. Ia o fă așa 3 centimetri, 5 centimetri și după aia... Exact, da. Toate proastele se aruncă direct la negri. Păi iau-o și tu de la chinez. Și una, două, își fac trupă. Trupă de video chat. Și încep să meargă prin țară cu show-ul. Încep să meargă prin țară cu video chat-ul. Mă, lași. Da. Bă, v-ați uitat la ultimul râs ca prostul? Ăsta a făcut acasă? Da, asta vorbim noi în privat. Da, exact. Eu chiar mă gândeam acum că dacă... Că nu vreau să zic nimic și atunci mă gândeam că dacă nu mă mișc o vreme, o să creadă lumea că mi s-a blocat conexiunea și m-am scos. Nu vreau să comentez nimic. Zi tu, Alexandru, zi tu. Chiar ți s-a blocat un pic, ți s-a întrerupt o secundă în timp ce ziceai că mi se blochează conexiunea. Da. Zi tu, Alexandru. Păi hai să vorbim despre toate celelalte emisiuni care se fac așa. În show-ul ăsta, noi să vorbim despre ce fac ceva mărunt, ce face Bobonete cu Costi, pot să vă întrerup un pic? Da. Nu mi-am dat hide myself și mă simt dubios, mai mult m-aș uita decât să zic chestii. Mi-am dat hide myself. Cum și nu mă mai văd. Cum mă pot da înapoi? Dai unhide myself. Din același păi nu știu de unde ai dat hide myself. Păi dar stai că noi te vedem, adică... Păi, da, mă, el nu se mai vede.
Aaa, ce prost ești. Da. Păi de la punctulețe, dă-i mă de la punctulețe de acolo, dai pe... Hide yourself. Pui cursorul pe tine, dai pe alea trei punctulețe lângă mut și dai unhide myself. Dar crede-mă, nu e mare lucru de văzut. Auzi eu, știi ce îmi place la tine? Îmi place să mă gândesc că aia e camera ta. Da, mă, dar ăsta e planul meu de în caz că shit gets real. Așa. Am făcut, vezi că ai acolo o zimă. O rachetuță. O rachetuță, da, da, da. Dar rachetuța aia altă, de lângă ea cine e? Andreea care vrea să pușească rachetuța ta sau ce e? Că e o rachetuță aia, mică. Aia care... care vine în partea cealaltă. Da, chiar. Uite, la asta nu ne-am gândit. Da. Și mai ai un OZN spatele capului? E și un OZN. Bum. Nu există terestru, uite. We're not alone. Așa, acum hai să luăm. Spate. Ai reușit, Costel, să te vezi? Nu. Și îți dai seama că pe asta îl doare cel mai tare, că nu se vede pe el. Eu nu am nicio problemă să nu mă văd, doar că nu știu dacă cumva voiam să fac setări, dacă e să dau mai multă lumină sau mai puțină lumină, atâta tot că... Aș putea spune că ești cam departe. Și atunci... Și nu se apropie un pic... Băi, deci asta o să fie un episod în care noi ne chinuim să facem setările. Nu și peste o oră, când e tot ok, zicem mulțumim, ne vedem data viitoare, nu? Da. Excelent. Da, da. Mare parte, da. Bravo nou, frate. Mari oameni, mari e valori. Locat. Și ce e cel mai amuzant este că asta e după jumătatea de oră în care am făcut toate să meargă așa. Da, poate oamenii o să ne jure la modul, puteți și voi să faceți probe. Nu, asta e după probe. Da. Profesionalism. Incertitudine. Între show-uri, din respect pentru podcasting. Îl numim Între show-uri așa, continuăm cu episodul 3. Da, mă, Între show-uri episod mare căcat. Da. Sau îi zicem între show-uri, știi? Gen Am făcut ultima Între podcasturi. Cea mai recentă între pe care am postat-o a fost Între show-uri show și acum facem între show-uri, da. Nu, mă, Între show-uri punem episod normal. Da, mă, da, corect. Și da. Nu știu cât de normal e episodul ăsta, până acum și măcar nu pare că a pornit. Noi chiar se pare că trebuia să fim în aceeași cameră ca să... Nu e, mă, Costel, nu dacă... Costel, dar la podcast cum faci dacă nu te vezi? Bă, nu, că știi ce mi-au mai dispărut acum? Mi-a dispărut și setele, ușor, dispare tot din zoom-ul ăsta. Au dispărut opțiunile de jos cu video background și da, nu mai am nici exact ca în viață, Costel, au început să-ți dispară opțiunile. Gata. Da. Da. Dacă vă interesează, eu mă distrez. Bă, da, nu, bun. Nu ne interesează. Ești singurul. Da. Ce faci? Îmi zice să updatez. Zi tataie, ce mai zici acolo? Bre, ce mai zici acolo? Ce a apărut acolo? Are exact fața aia de bătrân, de bunic. Unde, mă? Bre, apasă pe X-ul la roșu. Apasă, bre, pe X-ul la roșu. Dă-te un pic mai încolo, totuși. Un pic mai departe, Teo, că dacă ridici tonul cu microfonul, zic. Dacă ridici tonul, te auzi destul de tare. Nu e vina mea că nu v-ați luat microfoane. Acum dăm drumul. Brenea Constantin. Da. Bre, ai reușit? Bă, să tot întrerupe, bă. De ce nu te bagi, bre, pe telefon? Uite, domnul Viorel, ce bine arată, că e pe telefon. Da, dar telefonul meu are mufă din trai nenorocită din partea megacorporației Apple și nu poate să intre căștile astea pe care le-am cu fir. Păi da, și n-ai și pachetul. Dar cred că merge cu AirPods. Merge și cu AirPods, clar. Dar în pachetul de la iPhone îți vin căști cu mufă Lightning. Am pierdut-o. Merge cu AirPods. Fără delay? Un pic. Hai să facem așa, că vă leu până mai intrăm, până eu mai am treabă, am de vizitat neamuri. Dar chiar, apropo de asta. Trebuie să ajung la niște prieteni, nu pot să stau după voi. N-ar fi o aplicație mișto acum să poți să-ți vizitezi neamurile, știi cum poți să vizitezi, să faci tururi virtuale de muzee, să faci tururi virtuale de la țară, să te vizitezi în online.
Bă, da. Ar fi fain așa niște... Bă, să știi că chestiile astea de tip Big Brother, așa, camere de supraveghere, ar fi faine. Că așa poți să intri seara, poți să intri... Eu sunt... Așa zis, scuze. Și să te uiți să vezi ce-ți fac neamurile. Să accesezi camera de, luat, camera de filmat din, de supraveghere din casa lor și să te uiți la neamurile tale, să vezi ce fac. Mie asta mi se pare drăguț, zicea cineva foarte tare, apropo, că eu sunt pentru camere peste tot. Că zicea unul că de speriat sunt oamenii de chipuri, că vor ăștia să ne bage chip. În schimb, tu ești cu telefonul în față 24 din 24, care, căcat, e același lucru. Da. Știe unde ești, aude tot. Ce căcat te mai cazi pe tine? Că să bage, domnule, chipuri! Eu sunt pentru chipuri și camere. Da, frate, plus că poți să plătești cu mâna. Îți dai seama ce tare ar fi când o să poți să plătești? Absolut! Mai scos telefonul ca ultimul sărac. Da, eu plătesc cu ceasul și acum mă simt prost ca ambășine. Așa cu mâna toată lumea ar plăti. Da, pa. Bineînțeles. Mamă, dar voi chiar ați început să sunați Apocalipsa din Biblie să mor. Chiar ați început să citați de acolo. Îți dai seama ce impresionezi și un copil. Vezi că o faci pe aia din clipul ăla viral bio. Are impresia... A, nu știu pe aia despre ce. A, venit de mușca! Ce faci? Haide! Eu de aici, te rog, nu o băga sub cadru, că arată atât deci, de ciudat să mor. Eva, du-te și adu-i lui tati niște vin. Ridic-o repede de acolo, Viorele, hai. Te rog eu mult. Du-te la... Hai mă, Eva, du-te la bucătărie și adu-mi vin odată. Haide, du-te și aveți că e pe masă în bucătărie. Îmi dau un mute. Eva, du-te! Am văzut că e viitoarea ta, nu m-am Showtime. Așa. A început. A, de ce nu ziceți, mă, că n-am atâta lumină pe față? Gata, mă văd. Am dat până la urmă. Am nimerit. Și el singur. Da, laptopul singur. Adu-mă și tu copii și hai, mă, să facem haos. Ia uite. Mamă. I-a pus un șervețel în cap. Eva, citează! Mamă, și asta, ea a lucrat la materialul ăsta, nu? Adică asta a fost da, scris, da, nu? Da, da, da. Costele, sau a fost improvizat? Costele, să nu faci copii, mâncați așa. Trebuia să-mi dai sfatul ăsta acum 6 ani. Crede-mă. Să nu-l mai faci. Cine ai oare are? Ce? Conexiunea atât de slabă. Era cineva cu conexiunea foarte slabă. Bă, eu nici nu sunt pe Wi-Fi, sunt pe date, ca să mă asigur că nu e probleme. Dacă ți-a apărut că scrie, dacă ți-a apărut conexiunea slabă, înseamnă că tu ai conexiunea slabă. Da. Ah, da. Deci înseamnă că eu. Întotdeauna. Mi-aș face un hotspot. Închide ușa. Închide ușa. De pe telefon, oare e mai bine? Nu, hai să nu mai lucrăm la, la chestii. Hai să vorbim și să dăm înainte. Că deja eu acum înțeleg de ce e cei că ție iarcă. Nu să mă apăr de străin, stai că trebuie să te dușa. Bă, this cuia. Is a beautiful, beautiful podcasting. Da. Hai, David, dăm ce drumul de acum. Cum să dăm asta? Da drumul, dragul, deci mai mergem și acasă eu personal că nu sunt acasă. Da, mă, gata. Hai 10 minute mai puțin. Gata. Gata, unde eram? Pun și eu eram la plătit cu mâna, că faci și un miracol în același timp, știi? E așa, și gata. De la ce oră bei Viorele? Nu beau, mă, ăsta al doilea pahar pe care l-am băut de când am început. Bă, da, chiar. Da. Dar putem să, pot să vă întreb în ultima perioadă, de când e cu carantina asta, când a fost cel mai dimineață când ați băut? Da, la 6 după amiază. La 6 după amiază? Acum, azi, acum am început cel mai devreme la 5 după amiază. Da, pentru că mă trezesc foarte târziu, frate. M-am trezit la 2, sau sunt 3 ore de când m-am trezit până la 5. Eu așa am măsor asta cu băutul. La mine nu e devreme sau târziu. E vorba la câte ore de la trezit încep. Da. Și la orice oră te trezești, dacă bei la 2 ore după aia, nu e ok. Și pula mea, da. Deci 5 dimineața cel mai... 5 după amiaza cel mai devreme. Mai eu? Devreme nu. Eu am început să beau mai devreme, până la 12 chiar. Da, m-am trezit la 8. I know. Dar la ce oră te culci? La ce oră te culci? 12 jumate, cam așa. A, căcat, eu m-am culcat la 5 jumate azi noapte.
A, eu odată m-am culcat la 12. Ma, dar... ziua! The other one. Oh, shit, am scripat. Nu contează, ți-ai dat-o singur, nu. Da. Dar știi că e faza că eu în dormitor am întuneric beznă și chiar nu-mi dau seama dacă e zi, dacă e, știi? Și mă culc și mă trezesc așa și nici nu mă uit la ceas. Mă trezesc și mă gândesc, n-are niciun rost să mă trezesc. Și mă chinui să mă culc la loc, pur și simplu, pentru că n-are rost să mă trezesc. N-am nimic. Dar în perioada asta nu prea are rost să te trezești. Dar dacă ai putea să dormi cât durează... Da, și lasă carantina, hai să intrăm în hibernare. Hibernare, da, așa, cât se poate. Da. Și eu am început... Acum ați întrebat și pe mine. Eu, hai să dăm noroc, frate, hai să dăm noroc la cameră. Ia. Așa, noroc. Dar nu s-a auzit. Ei, lăsați. Asta e treaba ta, Alex, tu de ce ești acolo ca să se audă? Pui clinguri după aia. Da, Costeluș, zi și tu. Da. Și tu? Și tu? La 9:30 dimineața. La 9:30 dimineața? Da. Ce? M-am trezit, o coronă am băut. Zi așa, la cât timp după ce te-ai trezit? E, 8 ori. La cât timp? În pat, o avea lângă pat. La 8 și la 9:30. La 8 și la 9:30 ai băut. Nice. Și apoi toată ziua ai ținut așa sau? Până la 6. Da, drăguț. Da, deci nu, fleșinat. Nu scuze. Nu. Când a venit salvarea și l-a luat cu vomileta. Da, vomileta. Nu mă, te să spun. Nu, am avut timp pe la 6, eram deja mahmur. Deja, zău? Eram durea capul. Deja era starea aia de rău că, frate, am exagerat la ora 6 seara. Da. La ora 9 seara eram pe punctul de da. Deci nu mai fac asta niciodată. La 9 seara. Bă, ce-or face drogații, mă? Că acum e cel mai bun moment să fii pe alcool. Dar dacă nu ești pe alcool, chiar e nasol. Vin, bă, au costumele din... Să te vezi cu un traficant, e destul de aiure acum. Da, îți dai seama. Plus că ăla n-are din aia, pe declarația aia, pentru aprovizionat junkiști. Trebuie să vină cu costumația aia albă, așa, trebuie să vină cu... echipamentul ăla de protecție. Știi că trebuie să... Acum da, ăștia care livrează pizza au o salopetă albă pe ei. Vin cu mască. Nu știu cine a venit la tine și dacă venea cu pizza, Costele, dar nu. Cine? Am văzut în fața blocului meu. Am văzut în fața blocului. Mă uitam pe geam, pe balcon de la etajul 8 și își făceau poze. Erau cu mașinile de livrare și erau vreo 10 delivery men dintre ăștia care erau îmbrăcați cu niște salopete albe dintre alea de... Din materialul ăla de... Așa? Ia uite, și frate, cu... asta este o omletă pe care a făcut-o Menda, poți să crezi așa ceva? This is fucking omelet. Mamă, e spumă de albuș. Da, între două bucăți de făcute din gălbenuș. Foarte tare. Da. Da, mă, zi. Și atât, da, trebuie să vină cu costumația respectivă, cu salupeta aia, ca să-ți aducă substanțele interzise de lege despre care nu o să mai vorbesc niciodată în viața mea, că în ultima perioadă nu prea mai am chef de nimic. Dar îți dai seama că, apropo de cumpărături de strictă necesitate, asta chiar intră la strictă necesitate, la modul, domnul polițist, sunt junkist, car de carnea pe mine, dă-le morților de mere și de pâine, vreau niște dava. Serios, să nu? Mi-era poftă, dacă mi-era poftă de ochi, uite, mi-am făcut ochi. Am făcut ochi. E nașpa cu sevrajul, într-adevăr. Știi ce vorbeam ieri la podcast cu Victor? Că toată lumea își pune pe urmă de ce se întâmplă cu relațiile între bărbați și femei acum că sunt blocați în casă și că se ceartă, că așa, dar întrebarea mai importantă este ce se întâmplă cu relațiile ilicite, ce se întâmplă cu înșelatul. Că acum pula înșelat, dacă îmi vine vorba. A fost o postare drăguță de la Bob, băiatul de la Epic Show, care a făcut o declarație dintre astea pe proprie răspundere când te duci la sex pentru pentru reproducere sau pentru să fie în scop recreativ. Foarte drăguță declarația respectivă, chiar mișto. Dar nu știu dacă e a lui, dar dacă e a lui, felicitări, chiar am râs. Da. Da. La ce am râs eu foarte mult? L-am râs foarte mult la Deiu Stanciu, la faza aia cu Klaus Iohannis, măsuri de precauție împotriva coronavirus.
Și cum vorbea și la sfârșit cu apă. Bă, foarte amuzant. Nu știu, n-am văzut asta. Trebuie să te uiți. Mă uită-te pe Dave Stanciu, că e foarte bun. Că de obicei, da, deci, mă, e foarte bun Dave Stanciu. Da. Și astăzi am făcut pizza acasă și efectiv m-am gândit să-mi pornesc un vlog culinar în care filmez Thermomix-ul, cum face minunății. Da. Și acum pun, că așa cum mi-a cerut Thermomix, 400 de grame de făină. Și acum Thermomix-ul mi-a zis să pun 30 de grame. Ce încerc să fac este să pun uleiul de măsline, să nu pun de așa într-o poziție statică. Mă mișc ca să-i dau și eu mișcare. Eu aș face chestia, adică aș face. Cred că e amuzant primele trei dăți. Să ai cooking show, rețete. Astăzi o să facem, nu știu, și bagi o rețetă acolo și apoi sun la un restaurant și atât, îți vine acasă și ia uite, și pui după aia tu acolo din cutii, pui, faci o farfurie. Exact, da, faci un plating. Cu toate alea. Boxing, mă. Cum? Unboxing. Faci boxing. Boxing, da. Nu da, unboxing, da. Faci boxing, nu faci plating, că nu pui pe farfurie. Ai cutii și uite, asta a făcut boxing foarte bun. Da, bună. Da. Eu am ieșit un pic și m-am întors, nu? Că la un moment dat se futuse conexiunea și vorbeați așa foarte muzical, se auzea foarte sacat. Ca acum. Și chiar mă gândeam, zic, bă, mi s-a făcut dor de droguri când am văzut chestia. Da. Să știi, da, chiar... Alex, că nu sugem pe conexiunea asta. De ce? Eu am ieșit un pic, am intrat, se tot vede ciudat. Păi dacă n-aveți, domne, internet bun. Este, domne, internet. Adevărat. Este dita iar, mai în perioada internetul asta... meu e foarte bun. Dar tu de acum ce ești internet? Pe Wi-Fi sau pe date? Sunt pe Wi-Fi, pe așa, dar... De la Wi-Fi să ai probleme. Bă, cea mai bună... Că și Eva... Când intră la școală, dacă intră de pe Wi-Fi are probleme, dacă intră de pe date e mai ok. Cea mai bună soluție este să vă treceți toți pe telefoane cum este Vio și toate pe 4G și atunci nu o să mai aibă nimeni nicio problemă. Așa este. Frate, super! Bă, bravo, mă! Bravo, bă! Știu că ești foarte bossy, așa. Vreți să facem, să ne oprim și să facem un switch? Nu, mă, mergem așa în continuare și după aia facem la următoarea dată. Nu suntem noi oamenii care să facem lucrurile să meargă, băi, Mocane, hai bă să fim serioși. Mi se părea ciudat. Nu e pe brand, mă, nu e pe brand să mergă lucrurile. Da, mă. Așa. Mă, să-mi iau un pahar. Ce mai... Vrea cineva bere ceva. Da, aduci mie două beri. Deci, ce problemă mai da, aveți? Acum e perfect. Ia ziceți, cum se scu problemele, cu moralul? Bă, eu am avut probleme cu moralul. Așa. Până când m-am hotărât să fac lucrul cel mai sănătos din lume și să le ignor. Așa, normal. Absolut. M-am hotărât că și așa efectiv n-am ce face. Știi că e vorba aia cu dă-mi, Doamne, puterea să accept lucrurile pe care nu le pot schimba, nu știu ce lucrurile pe care pot schimba și înțelepciunea să fac diferența între ele, știi? Și mi-am dat seama că n-are niciun rost să mă stresez cu lucrurile pe care nu le pot schimba și deci o să le și ignor cu totul. Deci efectiv mi-am pus panica on hold. Bă, da, foarte bine. Cât timp nu putem să ieșim din casă, n-are niciun rost să mă mai stresez, așa că voi bea vin, voi face puzzle-uri și atât. Da. Ai primit puzzle-uri cadou de ziua ta și acum le-ai pus într-un spațiu de era închis cu ușa și cu cheia și acum ai zis, frate, dacă tot am zilele astea, ia să văd ce pot face. Și ai scos puzzle-urile alea? Nu, e un site. E un site. Ce foarte tare ce? Să faci. Ce site? Jigsawplanet.com. Este superb. Sunt mii de puzzle, ți le faci tu cum vrei, din câte bucăți vrei, ce forme de bucăți vrei. Este extraordinar. Am stat aproape în moarte cerebrală timp de vreo 3 zile jucând, făcând puzzle-uri de alea. Deci, este extraordinar. Știi cum zboară timpul. Deci, în materie de lucru cu care să ucizi timpul, ăsta e un Kalashnikov. Efectiv, e... Ai nenorocit timpul cu Jigsaw Planet, știi cum? Nici nu știe ce l-a zăpăcit. Dă-l drecu de timp!
Cel mai mare dușman al omului în carantină e timpul, mă pula. Da, 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 așa este. Ce asta zic? Este un ucigaș de timp perfect, Jigsaw Planet. Cheers. Gratis, da, frumos. Face cineva dragoste, mă, în perioada asta? Nu înțeleg cine a putea să fie atât de obsedat. Cât de obsedat nu să fii să te fuți? Așa ar părea că stăm toți în casă și că asta faci, te fuți, dar nu cred. Bă, trebuie să ai 20 de ani sau să fii obsedat. Bă, eu fac în fiecare zi, nu știu acum voi cum sunteți. Bravo! Cu cineva, Vio. E a doua oară când îți arăți bicepsul și nu-i nimic acolo. Dar tocmai de aia la rând, nu, țărane, nu ca tine. Deci cred că gangbang-ul se face tot așa. Doar țăranii și arată bicepsul și au biceps. Știi cum era în Grecia? Știi că în Grecia antică era de foarte bun gust să ai pula mică? Cine avea pula mare era țărănoi? Serios? Da. Băi, da, 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 aia, da, da. Aia lui Marius, bă, băiatul, ce tare a fost faza aia. Da, parcă mai ești de... la podcast. Da, da, da. Ce pulă mică ai, ce prost. Ce pulă mare ai, ce prost. Da, 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 da. Bine, e și futeau mulți copii și acolo chiar nu merge să ai pula mare, da, știi, da, că îi deranjezi. Da, da. Și cred că de acolo venea asta cu, bă, pula mică, nici n-o simți. Da, îi deranjezi de două ori. După ce că nu ies la joacă, îi mai doare și cură. Da, da, exact. Da. Deci dar, nu nimic, ziceți, scuze. Costel nu vorbim okay. De ceva vreme și a zis, bă, na. Nu, că eu eram încă la ideea de ce sunteți cablați la internet ca să facem reclamă sau antireclamă la firmele de distribuție internet. Depinde, bă, eu nu... Nu numai de la... Adică dacă ai Digi, nu numai de la Digi problema, poate să fie de la routerul tău, de la laptopul sau PC-ul tău, de la mai multe chestii poate să fie o problemă. Adică dacă ție îți merge prost netul, nu e neapărat de la Digi. Poate să fie și de la Zoom acum, să știi că ei procesează asta pe serverul lor și dacă se aglomerează, adică nu e numai de la asta. Plus că să mori, eu poți să-ți bagi joc de orice în perioada asta, dar nu de furnizorii de internet, frate. Eu cred că ăștia țin societatea la oaltă. Scuze. Zoom. Lasă apa, lasă gazul, lasă curentul, internetul ne ține în ordine socială. Dacă nu era internet, cred că acum eram ca niște jivine înfometate pe străzi. Bă, mai ții minte după un show au venit niște prieteni de-ai tăi, Teo, adică era un tată al unei fete care avea chestia asta, să adune foarte multe seriale pe harddiscuri externe, da. Și pe tot, da. Și tu îți dai seama ce valoroase o să fie chestiile alea după, dacă s-ar, să zicem, ar fi o apocalipsă internetică, online-ică, internetică, să dispară internetul pentru nu știm cât timp și tu îți dai seama că o să fie ăsta cu harddiscurile lui, Doamne, cel mai căutat, o să facă bani cu nemiluita. Da, din păcate a murit între timp, dar... Oh my God. Și harddiscurile unde? Harddiscurile. Uite, tragibil. Uite ce face nevoia de un om. Bă, dacă moare internetul, nu aia vrei. Sunt alte probleme mai grave acolo. Sper că internetul să o ardă ca Hristos, să se întoarcă în 3 zile, să-și revină în 3 zile. Da, nu, e... Într-adevăr, ce făcea omul ăla era foarte interesant și multă vreme mi s-a părut ciudat, dar după aia am început să înțeleg că da, dacă îți cade internetul, chiar ai nevoie de provizii. Băi, asta zic, eu zic că oamenii s-au repezit să-și cumpere conserve și făină, dar și-a tras cineva câteva sezoane dintr-un serial? Eu mi-am tras Curb Your Enthusiasm pe toate sezoanele și putem să-l sunăm pe Vio să ne recite Să ne povestească The Office. The Office. Ca poate, îți dai seama, deci o să fie... Lasă-mă, că eu mă tot chinui să termin The Office, că din sezonul 7 o ia în jos rău de tot și, mamă, sezonul 8-9, bă, este extraordinar. Vio, tu știi ce poți să faci dacă o să cadă internetul? Tu poți să oferi contracost teatru radiofonic la telefon. Ce te sună oamenii. Așa. Și le povestește episoade din The Office. Și bani? De unde bani? Le cânti melodii de la Jay-Z.
O să trimită porumbei călători cu bucățele de brânză atașate, că o să te plătească în mâncare, și o să-l ai pe mocanul alături, care face efecte sonore. Bate două dalea de lemn la o lată pentru pași. Știți, o glumă să fie... Auzi, stai puțin. Mocanul chiar o să fie inginer de sunet, că o să inginerească în niște chestii. Știți gluma aia? Nu, lasă, zi, Alex. Atât, te-am zis că mă bag. Ah, ok. Nu, eu n-am auzit. Era o glumă foarte mișto de la Ricky Gervais, ci că povestea când era el cu prietenii lui și aberau pe tot felul de teme, că dacă canibalii, înainte să mănânce un om, îi provocau o erecție ca să aibă mai multă carne de mâncare. Ce bun e asta. Și mă gândeam că poate nici nu-l spălau ca să facă și cordon bleu. Scuze pentru asta, pe bune, scuze. Te duci la un canibal cu o felie de pâine unsă cu sperma, așa, uite cu aia icre. Făcute... Scuze dacă îmi miroase. Preca cu ulei așa repede, să la țică de icre. Cu sină ceapă. Să nu mănânci fără ceapă, că-ți greșoase. Da. Bobește vinul pentru mine. Da. Shout-out pentru Biță, care a scos și piesă și clip și a scos cele. Piesă, Biță? Da, da. Okay, băi, este prea mult conținut pe YouTube. Prea mult conținut pe YouTube. Nu mai a pus lucruri, frate. În afara faptului că orice content creator sau entertainer a făcut în plus acum, și oameni care nu făceau deloc content au început să uploadeze chestii, că e perioada asta, e prea mare oferta. Deci nu cred că e cererea atât de mare. Au scăzut o grămadă de chestii și e prea mult. Parcă mă deranjează. Zis Alex Mocanu în timp ce înregistrau un episod de podcast cu niște băieți. După ce ieri făcuse live-ul ăla, da. Anti, da, mai face și noi. Eu cred că în curând, la câtă lume o să intre și o să facă, o să consume internetul până la urmă, că și internetul ăsta e finit. Da. Când o să fie la un moment dat să se termine internetul, o să avem cu porția fazele astea. Deci o să fie, la un moment dat, o să se dea o ordonanță militară numărul 666. Ia, frate, deci ai o dată pe săptămână, faci un live, un podcast, un asta. Ia, nu te apuci acum, hop, țop, gata, ne consum nouă internet. Să o să se dea internet pe cartelă. Da. Da, 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 da. Cum era pe vreme. O să-ți trimiți copiii la provider. Ia vedeți dacă au băgat net la Digi. Da, bă. O să te întorci cu 100 de mega de internet. Oh, am prins internet de la bun, de viteză mare. Da. Unde credeți că se va termina? Dar nu credeți că a devenit puțin hack gluma asta cu ăsta de țară, orice chestie asta de țară, de la bun de țară. Ba da. Ok. Pare că la orice chestie, bă, ăsta e lui Vuitton, de la bun, de la țară. Da, chiar mă gândesc. Mă gândesc dacă așa se vând și case la țară, și că asta e casă de țară, de aia bună. Casă de țară. Țară. Curată, sănătoasă. Da. Crescut aici. Crescut aici. Bă, dar ce fără... seamănă... Zi. Fără prostii, fără termopane, fără asta sănătoasă. Deci, chirpici. Din pământ și bălegar. Fără termopane, că are euro termopane. Avea... Da, 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 da. E Dan, acum da, nou, cu 70% bălegar. Da. Dar ăștia de la țară care vând brânză și ouă și chestii între ei, oare vin din când în când și zic, uite bă, de-astea bune de București, de oraș, aduc de-astea de la Metro, uite bă, de la Carrefour. Da, de-astea ce nu se face la țară, nu știu, pariză și crevuș. Da, da. A, da, e posibil. Sau vin cu shaorma, shaorma de la oraș. Da, mă, shaorma de București, cum e țuica d'Arce, shaorma de București. Shaorma de București. McDonald's de București. Da, McDonald's de București.
KFC de oraș. Mâncați ca porci acum că stați în casă? Bă, eu un papul, am dau căște jos și ies din emisie dacă ne jignim în halul ăsta măcar. Adică exagerați cu mâncarea dacă vreți să fiu mult mai... Nu. Eu nu, nici eu nu exagerez. Când vine să ciugulesc tot timpul ceva în casă, când stau în casă. Tu ești și găină. Atunci ciugulește de... Vrei să ciugulești? Ciugulește-mi... Polărește-mi... Ciugulește-mi... Ciugulește-mi... Nu, e de la conexiune. E de la conexiune. De la conexiune. Dacă dau o bâlbă sau o greșeală, e de la conexiune. Bă, da, îți dai seama că încerc să mă abțin. Nu știu ce dracu m-a luat o nebunie. Știți că eu nu prea mâncam pâine. Bă, frate, cred că am mâncat 3 kg de pâine de când stau în casă. Deci mănânc pâine în continuu. Nu știu de ce m-am apucat cu pâinea. Dar încerc să mă abțin, să nu mănânc mult. Că îți dai seama că... Da. Da. Eu fac, dacă vă interesează pe cineva sau sunteți curioși, eu dimineața îmi fac smoothie. Migdale. Ah, oh my, gata, că m-am trezit. Îți mișto migdalele, dar le-am terminat. And see now. Oricum, dimineața îmi fac câte un smoothie dintre ăsta cu fructe, băutură din cereale și cereale băgate la blender. Nu la blender, la râșniță. Deci pun acolo ovăz, semințe de in, de susan, așa, și le pun în blender cu nucă și pun o lingură dintre asta în smoothie. Putut în cur. Dacă și cu beau pesar smoothie... puțin putut în cur și știi cum e. Și mă, dacă beau smoothie dimineața, asta implicit mă face gay? Da. Nu, da. Nu, faptul că te fuți în cur te face gay. Nu. Felul în care ai descris acel smoothie. E... Ca să știu, spunem, să știu că n-am poate. Nu că și eu beau smoothie, dar îl beau mai heterosexual. Mai iau o lingură de aia așa. Vă dați seama că ăsta o să fie următorul cuvânt ăsta intrat în limba română? Smoothie. O să fie exact așa. S-M-U-T-I. Smoothie. Smoothie, da. Da. Tu smoothie. Da. Tu smoothie, mătii. Da. Și dimineața, dacă beau o cană dintre asta de smoothie, sunt ok până pe la ora 1, când mi se face rău foame. Deci asta, când dimineața, dacă când dai cu fructe... Da, bea smoothie cu cana, mai masculin de atât nu se poate. Beau smoothie cu cana. Da. Cu sticla de fier. Da. Smoothie-ul dacă era de fier, smoothie, ce brand avea? Smoothie să fi fost de fier. Smoothie să fi fost de fier. De fier. Ce brand avea? Da. Așa. Dar sport, faceți sport? Faceți în casă? Vreun tip de sport? Noi avem copii, facem. Eu fac flotări și planking. Every day. Da. Every day I'm shuffling. Eu din când în când mă mai ridic de pe canapea și mă așez pe fotoliu. Mamă, pentru tine oricum. Da. E mare lucru, stai să mă... Dar, ce, nu mă credeți că fac flotări? Se încordează așa în jos. Cu cât se încordează așa să vede. Păi nu, să ne arate gambele, că el se ridică și se așează. Asta e la el. Every day I'm shuffling. Da. Bă, n-ar strica niște tocănici din aia. Băi, tocăniță, dar... Câte... Bă, să știi că asta înseamnă lumea apocaliptică. O să fac video chat pe tocăniță. Tocăniță. Dar de... Să tocăci. Va veni ceva glume? A scris ceva glume? Nimic deloc. Am și uitat ce e o glumă. Deci nu mai trebuie să te gândești la glume. Că acum dacă îți vine o glumă și ți se pare bună, știi că o trebuie să o dai peste 2 luni jumate. E aiurea. Încă o, ce optimist ești 25. Bă, eu zic că în mai cred că e gata. Știți de ce cred că o să fie? Adică nu o să fie gata. Cred că nu mai suportă, nu o să mai aibă răbdare tinerii. Cred că își bagă picioarele și ea. Toți care sunt acum cu hashtag stai în casă, în 2 luni o vor lua razna și o să iasă. Da, mă, o să iasă pe stradă, dar nu o să vină la show-uri și nu o să ai voie și nu o să fie ok să organizezi show-uri. Asta e problema. Bă, e greu de zis, mă, pe de altă parte și cu economia, dracu știe unde... Bă, dacă putem să băgăm 30 de oameni într-o sală, putem să facem cumva un pay-per-view în ceva.
Eu zic, eu cred că în primă fază se va începe cu jumătate, eu așa zic. O să faci cu jumătate din oameni în fiecare sală sau cu, na, ai 60 de oameni, 70 de oameni, adică o să înceapă iar ca în 2004. Bă, ai văzut noi când ziceam? Să că ziceam că noi suntem la început tot timpul? Bă. Da. Nu, dar cred că asta o să fie la toată lumea și mi se pare ok. Și dacă o să fie o perioadă, bă, s-o obișnuiesc cu oamenii și cu greu, mă. Au fost războaie și n-a murit nimeni. Sau bă, au fost orașe ruine și n-a pățit nimeni nimic. Deci o să fim ok. Dacă pe video call îl ia pe Vio o criză din aia de râs de-a lui, s-a terminat, trebuie să stăm 2 minute să se oprească. Da. Nu cred că mai e cazul. Da. Bă, zic eu, murim open mic-eri, zic eu. No, eu garantat. Da. Dar mi-e dor tare. Acum, serios, lăsăm o parte asta că nu mai facem bani și chestii, mie chiar mi-e dor să urc pe scenă, să fac stand-up. Chiar îmi... Atât. Bă, tu îți dai seama cum o să fie primul show după atâta timp? Cred că, efectiv, toată lumea o să fie bună. Dimpotrivă, mie mi-a plăcut foarte mult ce a zis Vio pe live-ul ăla pe care l-a făcut pe Memeliga. Că zicea Vio că dacă vreți să vă distrați cu adevărat la primele show-uri care se fac, duceți-vă la oamenii care credeți voi că sunt super șmecheri să-i vedeți cum ce făceai, mă, cum era cu... Nu mă știu. Ai zis chestia aia cu una de aia clasică de mamă, mama asta numai și de, nu știu, de-asta cu, nu, mă rog, ce voiați să vă zic, nu știu, erai cu de-asta cu, să-i vedeți pe aia super șmecher cum se cacă da, pe ei. Da, pe cam așa o să fie. Desma, după dacă sunt 2-3 luni de pauză prima dată, o să fie horror. Bă, o să fie, asta o să, eu am oroare de câte glume cu corona o să se facă. Deci asta este oroare. Eu vomit în gură preventiv, deci deja se l-am urcat. Deja, cum să zic, deci, știi cum? Fii atent. Voi ziceți de sport, eu exersez datul ochilor peste cap. Astea nu sunt pungi sub ochi, sunt mușchi de dat ochii peste cap. Păi, dacă nu faci, dacă asta vorbea și cu Mocanu mai devreme, dacă faci cum ar veni ce ți s-a întâmplat ție în perioada asta, nu faci despre coronavirus sau despre ceva, despre, nu știu, știre, nu știu. Dar dacă ești la modul cum ce ți s-a întâmplat ține, că e ok, poate să treacă. Costel o să aibă material scovis. Păi nasul că trebuie să bagi asta în seamă, n-ai cum să nu o bagi. Am deja o oră și zi. Sunt convins. Da, ce ți-a zis, Alessandru? E foarte bună cu poliția. Aia e foarte bună de făcut material. Veniți la show-uri, la Club 99, în septembrie, se vedeți gluma lui Costel. Dar mă, trebuie să bagi în seamă chestia asta. N-ai cum să nu zici nimic. N-ai cum să intri și să faci, hei, salut, știi, sunt Mocanu și să intru în materialul vechi. O să fie un pic dubios. Oamenii o să se sature de... De ce? Pentru Auzi? Exact asta vorbeam cu Victor ieri, că o să fie foarte ciudat să faci materialul vechi, cum ar veni, care n-are legătură cu toată chestia asta, pentru că o să fie din altă lume, frate. Deci, efectiv, o să fie altă lume. Eu zilele trecute mă gândeam numai la stand-up, că chiar mi-e dor și chiar îmi doresc, și treceam un pic prin materialul meu și îmi dădeam seama că 3 sferturi nu o să aibă niciun sens, o să fie vorba ta din altă lume, nu o să mai înțeleagă lumea. De ce vorbești despre asta? Tocmai am ieșit din 2 lume, stat în cap. Wow! Tataie, ce s-a întâmplat, bre? Te-a luat cu tremurici? Păi ce tare ar fi să vezi pe unul dintre noi că se îmbolnăvește efectiv în timpul voi. Ia virusul. Se curgă transpirația. Auzi? Dar pe de altă parte mai e și chestia asta. Auzi? Tu ziceai, Vio, că dacă povestești ce ți s-a întâmplat ție, e ok. Da. Da, tu cred că te gândești la un one-man show, dar dacă sunt 4 oameni, unul de după altul, care timp de o oră jumate, două, vorbesc numai despre asta, cum e, frate? Asta zic și eu, mă, al treilea care intră și zice, bă, să vezi ce am făcut eu, este, hai, coaie, gata, două morți, ei, vrem să trecem peste. Bă, dar întotdeauna, dar poți să începi orice glumă cu acum 3 luni, înainte de criză, înainte de pandemie, și zici, ce căcat de material aveai? Nu? Da, nu știu. Eu văd lucrurile și într-un fel și în altul. Adică le văd, înțeleg, adică, nu știu.
Vedem ce o se întâmplă, dar ți-am zis, și ce era înainte poate să pară irelevant, că frate, s-a schimbat lumea, am trecut într-o chestie istorică, nu știu ce, și tu îmi zici tot faza aia. Pe de altă parte, și toată lumea care tot vorbește despre același lucru o să devină plictisitoare. Nu știu. Eu cred că show-urile bune o să devină mai proaste, iar show-urile care înainte erau mai proaste o să devină incredibil de nașpa. Deci o să fie o simfonie de hack după ce o să ne întoarcem la muncă, ceva de speriat. O să fie ciudat. Dar uite, iar asta e chestia care, ca de obicei, e mai mult în capul nostru. Oamenii vin acolo să audă niște glume și nu cred că majoritatea oamenilor țin de... Faci poze cu fanicul ăsta? Da. Vrei tu porumbel la geam? Nu cred că oamenii țin de... Majoritatea oamenilor ține cont de majoritatea. Da. De faptul că dacă ești tu relevant sau dacă... Să fie o glumă bună și cred că poți să ai și material mai vechi. If it's funny, it's funny. Și foarte mulți vor să vină să râdă. Nu, da. nu neapărat mă arunc la chestia că vin să uite așa mai departe, dar vezi și dacă ai, zi-mi acum un material pe care îl ai tu și nu ai putea să-l mai zici când se termină chestia asta. Da, mă știu, nu e chiar așa, dar... Nu că nu e. Adică poți să... Adică e mai mult în capul nostru. Dacă ai chestii actualități, gen... sau ce? Dacă ai chestii actuale, ai avut chestii care se întâmplau în perioada aia... Păi stai așa, ziceai tu, hai să luăm pe tine, ziceai tu că te-ai uitat la material și nu poți să mai spui urmate. Ce material nu poți să mai spui? Peste care să... am chestia asta cu cum sunt românii. Așa. Că românul știi, frate, și sunt niște exemple. Că ăla care își pune Waze pe telefon... Sunt niște chestii. Normal că merg în continuare, numai că în momentul ăla, la primele show-uri, se așează o ceva peste... se creează un, cred, îmi dau cu părerea normal, se creează o altă identitate a românului. În momentul ăla o să fie o perioadă chestia asta, dar o să fie o altă identitate. Adică nu o să mai pot să mai zic eu că românul e așa, că bă, stai puțin, tocmai a trecut printr-o criză, am fost uniți, am fost, adică o să creeze un pic o altă identitate a românului. Dar am fost uniți? Da, exact, am fost uniți, Alexandru. Atunci am fost dezbinați, nu contează. Ideea e că o să creează altă identitate a românului. Nu, asta spun. Acum, ți se pare că suntem uniți? Ți se pare că se întâmplă ceva care adună oamenii la oaltă? Că eu din ce am văzut până acum... Asta cu uniția mi-a venit acum mie în cap. Nu am zis că așa suntem. A fost o chestie. Bă, stai puțin. Da, mă, știu, nu, dar înțeleg ce ai vrut. Ce ai vrut să zici, dar nu mi se pare că se întâmplă o chestie de aia de o înfrățire în fața catastrofei, de toată lumea trage la oaltă și se simte unită sau cea. Sigur că unii văd așa treaba. Bă, sunt unii oameni care merită tot respectul că s-au mobilizat extraordinar să voluntarieze, să ajute, să așa, dar nu mi se pare că e o energie națională de... Este de altă parte acasă, bă, oamenii aia care, aceiași oameni care acum o lună când a apărut chestia asta și nu era la noi, erau cu alea, cu bă, e o gripă, cu statusurile alea, cu câți au murit de coronavirus și câți au murit de nu știu ce, și era, bă, e un căcat, terminați-vă, e de la mass media și acum sunt toți cu stai în casă, hai să ajutăm. Aceiași oameni, îi văd. It's funny, it's funny, it's funny. Așa e. Da, mă, dar la altceva mă referam. Mă referam la faptul că nu s-a întâmplat vreo... chestie de-aia populară, națională, nu știu ce, plus că noi vorbim și de o bulă. Uite, da. Vorbeam acum cu o prietenă, cu Oana, pe care am avut-o invitată la podcast. Zicea că s-a dus la ei acasă, în Pitești. Zicea că în Pitești e business as usual, e toată lumea pe stradă, toată lumea la muncă. Să știi că în orașele mai mici e o durere în pulă senzațională care se întâmplă până orașele mai mici. Știi, noi suntem aici în orașele mai mari, așa, da. Și în pula noastră suntem, mamă, frate, că să stăm în casă. Să știi că marea majoritate a oamenilor e, mă, doare în pulă. Și după aia, într-adevăr, o să vină peste vreo... E așa, dar la orașe, mă gândeam că nu. Nu, la orașele mai mici așa e. Și... Hai să spun, și în București, dacă n-aveți idee, în București, în centru, într-adevăr, în zona asta, universitate... Oamenii au luat-o în serios. E pustiu. Da. Mult mai, adică am locuri de parcare, există. Am luat la un moment dat, a trebuit să mă duc la un magazin și să iau de la Leroy Merlin ceva de la San Plața. Bă, copii. Da, acum câteva zile casă. Dar oricum, am ieșit din casă, da. Și m-am dus până acolo, când m-am întors pe la Piața Muncii, bă, nu se compară, roiau oameni pe acolo, afară, adică e altceva. Bă, am văzut și eu acum câteva zile chestia Titan, asta. Titan, la fel.
Pantelimon, am trecut prin Pantelimon și tot așa era, dar să știi că există o explicație foarte clară pentru asta. Oamenii nu mai, foarte mulți oameni nu mai merg la muncă și dacă nu mai, de obicei în centru veneau oamenii la muncă, densitatea rezidențială e mai mică în centru. Sunt mai puțini oameni care locuiesc în centru și în cartierele astea mari, dacă oamenii nu sunt la muncă, îți dai seama că mai ies să fac o cumpărătură, să facă ceva și stau în jurul casei, știi? Și de-aia e mai gol în centru, că stau mai puțini oameni în centru, știi? Da, asta da, mai întreg, dar corect, în general, dar în general în țară nu cred că e o panică de mare cum e la noi în bula noastră, știi? Și bine, o să vină nasoala pe urma acestei nepăsări, o să vină într-adevăr, probabil că undeva pe la mijlocul aprilie o să vină un cam vârf. Așa au preconizat oamenii. Și după aia încă o dată după Paște, pe la începutul lui mai. Pe de altă parte, oamenii se uită la televizor, nu? Adică și la televizor se pare că e mult mai scary decât ce pe online. Bă... Se uită la televizor și e scary, dar nu le-a intrat în cap chestia asta că efectiv nu mai trebuie să iasă din casă. Serios acum. Și pompează foarte mult manipulări pe WhatsApp, pe Facebook, pe astea. Sunt, mamă, mamă, ce e acolo, frate, o cloacă. Adică... Eu văd tot felul de astea, că a zis cineva că grupul nostru de Facebook, cine știe ce, e ca un fel de măruță al conspirațiilor, că acolo postează toată lumea, toate demențele pe care le găsesc, frate, și este ceva, mamă, 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 este o simfonie de conspirații și de asta pe net, că e vrăjeală, că nu există, că e un gaz pe care l-au dat americanii, că e, bă, și crede-mă că chestiile astea ajung la oameni, maică mea de vreo 2-3 ori până acum, în ultimele 2 zile, mi-a zis de tot felul de chestii pe care le-a primit pe WhatsApp, care toate erau la modul, mă, dar cum naiba, dar cum dracu, dar cine a făcut asta, dar cum ai făcut de cineva? Și mai că m-am luat, mă, mamă, dar n-are cum să fie așa să se întâmple. Și zic, de ce n-are cum? Păi ce, așa dintr-o dată? Păi zic, și cum apar bolile, dacă nu dintr-o dată? Sunt programate, uite, vezi da, că da, da, ce... ani. Și încet, încet, nu așa dintr-o dată să ne zăpăcim. Și ți-am zis, toate chestia asta care circulă pe WhatsApp sunt foarte, voi primiți, dar asta eu nu primesc, eu n-am primit nimic de genul ăsta pe WhatsApp. Nici eu n-am primit. E, uite, vezi, asta spun, suntem într-o anumită bulă mai curățată din punctul ăsta de vedere, dar maică mea primește în fiecare zi câte o petardă de asta pe WhatsApp. Nu vedeți nici pe Facebook postările alea cu bună dimineața de la o cafeluță, vă pup, să aveți o zi minunată. Băi, nu, eu intenționat stau pe niște grupuri de-astea. Deci da? Eu sunt efect... Da. Am grupuri din astea de prăjiți din ăștia pe spiritualitate și conspirații, pe bătrâni, pe pensionari, pe de-astea. Stau pe grupuri de-astea intenționat. Da, eu ascult da? Și... Ce părere ai? Ce să zic, când ne vedem după în viața ne de apoi. Vedem la judecată. Cine râde la judecată. Ne vedem la judecata de apoi, băi, păcătoșilor. Deci... Bateți-vă voi, dar zine din lumea aia, Costel. Care sunt știrile? Eu nu aș râde chiar așa. Scuze, nu vreau să vă te rog iar. Costel, namaste cu recunoștință, dar... Da. Zine corespondentul nostru din lumea spirituală. Nu ar fi asta. În direct din Acașa, Costel Bojoc. Da. Bă, râdeți vă, dar... Deci cum e? De grupurile tale de yoghini n-a mers de asta? Stai acasă? Unde? Stai acasă? Unde a dat cu minus? Unde s-a rupt echilibru, Costel? Ce s-a întâmplat? De la cine primesc eu informația? Pe cale Costel, stai puțin. E un înger de încredere, da? Da, da, clar. E un înger. Corespondentul nostru îngeraș. Da. Îngeraș. Așa. Eu aud alte lucruri. Așa, zine. Da, dar le-am auzit și pe astea, într-adevăr. Eu sunt cu teoria conspirației acum. Mie mi se pare că... Adică eu cred în reptilieni. Ok. Eu și acum aici? Am ajuns la concluzia că oamenii ăia... Adică eu sunt cu David Icke, ăla de... zice chestiile astea. Am urmărit London... Doar ca să le nervezi pe Teo? Așa, ce este London... London... Oh my god, tu unde ești? Pe soare? Scuze. Stai mă, ce London cum? London real?
London Real, da. Este un interviu cu un american și cu David Icke, nu mai știu cum îl cheamă pe american, și este acesta care își expune teoria. Într-adevăr, după aia am văzut care se duce mai departe și nu pot să înțeleg, dar cu, vorbește despre perioada asta. Și are, pare multe argumente care sunt ok. Pentru și mine. Concluzia fiind, da, nu, am concluzia fiind că să nu ne panicăm, să, că o să trecem peste chestia asta și să înțelegem că suntem mai mult decât materie. Pur și simplu corp, flesh and shit. Aia 3000 care o să supraviețuiască din toată lumea, da, o să meargă mai departe. Da. Bă, mie mi se pare extraordinară chestia asta cu depopularea. În continuare mă cac pe mine de râs când o văd. A început să circule acum o postare cu niște poze de la masoneria ocultă, cabala, așa, care unde ei și-au scris pe o piatră că scopul lor este să mențină populația planetei la 500 de milioane de oameni. Da, mă, da. Așa fail, așa fail, așa n-am văzut. Băi. Aș și dacă intri, fiu... intri pe Worldometer ăla să vezi acolo cum crește da. Așa să vezi, muie la masoni, muie la masoni. Aș vrea să fiu la ședința aia. Ce s-a întâmplat, domnule? Ăsta e planul nostru și cu o săgeată așa. Cu aia, cu populația lumii, știi? Exact, populația lumii. Ce am discutat noi? Păi să vedeți că malarie, că am încercat cu... Băi, nu merg. Am încercat să le băgăm... Cine ar fi crezut, domnule, că le băgăm euri în cremvuș și le place, domnule? Da, îi mănâncă de... Da. Domnule, să fut de la eurile alea de cremvuș, de n-ai mai văzut. Cred, că, adică, cred că a fost foarte mișto când populația era 500 de milioane și după aceea, efectiv, de pull de Nokia. Puțin Nokia. Adică a fost foarte bine până acolo și după aia, oh my god. Exact. Dar nimeni, au ședințe la masoneria de cabală ocultă reptiliană care fac, dom'le, ce să avem, avem vreo analiză, avem vreun raport. Ionuț, da, ai făcut raportul? Uite. M-am luat cu ritualurile astea, frate, și simt ce Ai zis ritualurile? Păi normal că e și peltic Ionuț de la masonerie. E de la conexiune. Ionuț e Frank Masior. Da, vă mulțumesc că ați râs. Nu e a mea, e a lui Dan Frunculescu. Dar e foarte bun. Atunci nu mai râd. Da, știu, îmi pare rău. Frank Masior. Ei se întâlnesc în Frank Maison. Ma, okay. Frate, hai să vă dau un exemplu de delir delicios. Și credeți-mă că oricât de mult o să vi se pară că e făcut la Caterinca, nu e făcut la Caterinca. Eu știu oamenii de pe grupul ăsta, știu profilele astea care postează și pe bune că asta postează tot timpul. Deci vă rog să mă credeți, nu e la Caterinca. Asta e de pe un profil care postează non-stop pe grupul ăsta de prăjiți pe spiritualitate, dar de fapt nu e despre spiritualitate, e vorba de Mambo Jumbo din ăsta, toate conspirații. Fii atent. Costelică 12. Ne scrie așa. Ne scrie. Fii atent. Hai să vă citesc. Adevărul vă eliberează. De la Anonymous Yoda. Se duce un război în atmosfera Terei, despre care guvernele oculte nu vă spun nimic. Navele marilor exploratori astrali sunt deasupra Americii, Australiei și Canadei, căci aici locuiesc cei mai mulți oculți. Nava mamă până la dimineață va fi pe axa Casa Poporului Bucegi. Războiul îi va distruge pe cei care l-au gândit pentru a ucide nevinovați. Nu vă temeți, noi v-am proteja mereu și o facem în continuare, chiar dacă nu știți și nu vedeți nimic. Nu vă panicați în ceea ce privește sănătatea, siguranța sau hrana voastră. Se vor coporâ 4 valuri de plasmă care vor încetini foamea și setea omenirii. Oculta sionistă reptiloidă cabalică nu mai are multe zile. Deja au fost și sunt vânați de cei de sus. Cabala din Statele Unite fuge de rupă pământul să se ascundă pe alte continente în buncăre. Nu va scăpa niciunul și o știu sigur pe propria piele. Veți înțelege tot curând.
Mult nu mai este până când un serviciu ultra-secret va da lumii adevărurile pe înțelesul tuturor. Veți avea multe patrii în cer fără să muriți. Veți trece de realizările marilor creatori și inventatori români între 2033 și 2042. Din 2026, Costel e... Costel, stai așa, Costel, ăsta e Costel al vostru? Fii atent. Fiecare și are Costel. Fii atent. Așa. Din 2026, media de vârstă va fi de 300 de ani. Atunci se va deschide floarea vieții lungi din sângele și inima voastră. Procesul îmbătrânirii va înceta chiar și la persoanele deja în vârste aproape total. Din 2034, omenirea va începe să aibă mini-OZN-uri personale. Ah, ce drăguț! Vreau și veți mini-OZN. Explora spațiul, veți fi galactici. Da. Ca mini-eclerele alea. Îți dai seama că o să ai mini când o să înceapă oamenii să vrea SUV-uri. S-a blocat, domnul Teohari, s-a blocat. Vezi, dacă iei numele... Da, mergem. Sunt OZI-uri, nu? Că sunt identificate, le știi, că ți-ai luat tu, ți-ai cumpărat. OZI-uri. Da, e foarte bun. OZ-uri, obiecte zburătoare. OZ-uri, da. Mozuri, mini obiecte zburătoare. Deci în 2026, zici. Bă, dar câți oameni citesc? La câți oameni ajunge chestia asta? Păcat că a dat anii ăștia așa. Se propagă foarte mult în grupuri din astea. Da, se propagă foarte mult chestiile astea, să știi, la foarte mulți oameni care nu sunt deloc din pula noastră. La câți oameni poate să ajungă? La sute de oameni, nu la... La mii. Zeci de mii de oameni. La zeci de mii de oameni ajunge până la capăt. Și nu e vorba de mesajul ăsta, e vorba de comunicarea de genul ăsta. Da, îmi imaginez. Dar nu cred că ajunge la atâția oameni încât să facă vreo diferență că sunt 10 nebuni din ăștia care scriu chestii. Te contrazic aici, să știi, pentru că e vorba de picătura chinezească. Nu e vorba că vezi un mesaj de ăsta și ai zis gata, așa fac, așa rămâne. E vorba că dacă ești expus în fiecare zi la mesaje din astea, ți se creează un anumit mindset, știi? În care nu mai ai încredere în nicio comunicare oficială, dezvolți o gândire conspiraționistă, știi? Și după aia ești la modul, nu, las că știm noi, las că... Da, e activ, ce fac? Adică în afară de grupurile astea și ce își pun între ei și își trimit, ce, nu știu, cu ce ne afectează pe mai noi? Mai am o chestie. Astea, anii ăștia și chestia asta, textul ăsta pe care l-ai citit, e bazat pe ceva totuși sau e inventat? Adică e bazat pe a scris într-o carte și a găsit el sau e efectiv inventat un căcat cu 2034 o să... E efectiv inventat un căcat. Nu se mai obosesc să dea aparența de nimic. E efectiv inventat. Toate sunt inventate. Și postarea care a rupt a circulat în toată Europa de Est, frate. Ce a rupt Balcanii, aia cu americani. Aia cu moda? Cu coronavirusul, că e de fungat. Băi, se vede greșit de traducere. Că... Bă, dar ești foarte întrerupt de la net. și nu vorbește Costel, ești foarte asta. Nu zice nimic. Eu acum am scris reptilienilor, dacă poate să-l întrerupă pe Deo cu internet, să-i întrerup pe internet. Cât mai are, mă, Dau Moda? Câte milioane mai are? Că făcea două pe zi. Eu n-am mai fost un succes ca la Dau Moda și a doar Golden niciodată. Da, așa este. Așa este. Ați văzut, nu? Ah, ok. Ce? Iar v-ați încerc întrerupt? Să trec pe 4G. Ah, ok. Mai bine. Păi treci pe telefon atunci. Închide și bagă-te înapoi pe telefon. Nu, că e greu să-mi pun telefonul. Mă conectez de pe laptop cu... Am înțeles. Bă, da, mie îmi place foarte mult că există Jadon Golden, Dau Moda. Așa, zine. Mă bucură foarte tare că s-a... Și apreciez foarte tare că au zis, da, frate, eu fac asta, facem o manea, ce căcat, la Golden Boy, la Vele acolo. Ai văzut că e scrisă și produsă de el? Da. Mi se pare foarte șmecher. Trebuia să vină la un moment dat, că ți-a tot chinuia cu astea, cu Abi,
care era mai pățigăneală, așa, mai pușmecherie, dar era trap, cum ar veni. Trebuia să vină Maneaua și cu trapul la un moment dat să fie. Mie mi se pare că și-au asumat foarte frumos chestia asta și se vede. Dar eu nu știu, adică hate-ul cum a fost? Oh, cum crezi? A fost jale, nu? Da, îți dai seama. Da. Dar pe de altă parte, multă lume a apreciat că, bă, da, înțeleg. Și-au asumat oamenii, aici mecherie. Dă mai departe. Da. Deci cum a fost, a fost trap cu manele, e deja, sunt două lucruri extraordinar de urâte. De ce? Le-ai adunat la oaltă, ce? De ce sunt extraordinar de urâte? Urâte zin hated, disprețuite. Urâte, da, am înțeles. Urâte. Da, da, da. Era urâtă. Era urâtă. Era, a fost un battle la un moment dat, de dea aforic cu arsură, mi se pare, acum 100 de ani, îți dai seama. Oho. I-a zis arsură, dar nu știu dacă arsură, cineva, dădea aforic cu cineva și i-a zis ăla că cât de urât e lui aforic. Și ăsta a răspuns cu, oi fi eu urât, dar în seara asta tu oi să fii urât de toată lumea. Și a fost foarte amuzant. A, e clasic ăsta cu singurul MC care are la gât lanțul de la WC-ul. Da, da, e vechi, e foarte tare battle-ul ăla. Bă, și-a avut dragonul una. Bă, da, nu, trebuie sunt prea multe de... Așa, revenind la Lino Golden și Jador, foarte smecher. Eu sunt foarte... Așa, ziceai că e două chestii urâte și ce vrei să spui? Da, mă, asta spun că mă gândeam că sunt două chestii extraordinar de disprețuite astea, trapul și manelele, și dovadă că le-au adunat la oaltă, a explodat. Ce puteam, care ar fi al treilea lucru extraordinar de disprețuit pe care mai putea să-l pui acolo ca să iasă? De ce, în efectiv, să se închidă YouTube? PSD-ul. Dragnea. Trap, Manea, PSD. Mai, cum, da, să-l bași pe... Dar nu, că nu are nicio legătură. Nu, asta e tot ce poți să faci. Cel mai... Dar sunt cele mai disprețuite chestii, dar sunt cele mai hype. Aia a fost șmecheria. Da. Că în trending, dacă te uiți, este Manea, trap, da. Manea, vlog, Dorian Popa, trap, un stand-up la un moment dat, un ai umor și cam atâta, știi? Asta e cel mai popular lucru. Știi că am citit ieri că de asta rupem halul ăsta COVID ăsta 19, că e combinație între doi virus. Exact asta s-a întâmplat și cu Lino Golden și cu Jador. Pă bune, sau dacă sunt doi virus în același, dacă infectează doi virus și același organism, poate să se combine, să-și combine genele și să iasă un hibrid, cum ar veni. Și că ăsta SARS-CoV-19, ăsta este un hibrid între doi virus. Și că a luat ce era mai bun de la fiecare și că de asta s-a propagat în halul ăsta. Exact ca Jador cu Lino Golden. S-au întâlnit în același studio doi virus diferiți și a ieșit un virus mai puternic decât... Da, bă, un virus viral? Nu s-a făcut asta până acum. Da. Mie mi-a plăcut. Mi-a plăcut colaborarea. Am ascultat piesa de 50 de ori. Cred că eu am intrat pe Pornhub să mă uit, că acum am... Acum pot. Și tu share screen. Da. Ai acolo jos share screen. Și dai... Share screen. Da. Eu n-am share screen. Pune și tu. Share screen. Cât timp avem până acum? Mult. Asta mă uitam, nu scrie nicăieri cât timp avem până acum, ai efectiv. Da, mă, este... S-a noptat afară. Da, e veșnicie fără 10. Câte ceasul? Veșnicie fără 10. Eu trebuie să mă acasă, să mănânc. Eu nu sunt acasă, eu sunt în oraș. Ei, putem să oprim, a fost ok. Da, mă, deci avem 16 milioane de view-uri într-o săptămână. 16 milioane? 16 milioane. A trecut peste 2 milioane pe zi. Da. Nu am văzut o creștere așa în România niciodată pe ceva. 2 milioane pe zi. Timp de două săptămâni. Zi, bă, și este ia. 2 în trending, pentru că pe unul știți ce e? Ia. Yeah. Axinte care cântă cu vulpița. Uh-huh. Ia, mă? Da, am văzut ceva, da, Axinte cu vulpița, da. Hai la București, vulpiță, este... Deci n-ai văzut atâta autotune pe voce în viața ta. Deci este efectiv, puteau să... Auzi, în loc să cânt... A? E numai autotune, nici nu e da, voce. Da, frate, eu nu înțeleg de ce au mai pus-o pe aia să cânte. Puteau să scrie versurile și după aia să dea ăla, să citească și să pună autotune pe vocea aia, că să-mi fac pula, că... Deci este incredibilă piesa, este pe locul 1 în trending. Are 2 milioane în 2 zile. Și da, Vulpița și Axinte.
în caz că vă întrebați, în caz că încă vă mai întrebați, ne mai facem bine? Nu. Ce curiozitate am și după aia putem să... Ce reclame oare bagă la un clip de genul ăsta? Ce reclamă pune pe YouTube? Că îți dai seama că YouTube, adică dacă e monetizat... Targetează, da. În pre-roll. Ce? În pre-roll. Da. Păi adică nu știu. În funcție de utilizator, adică tu dacă intri acolo îți dă o reclamă pe profilul tău sau îți dă reclama care... Pe Manea și Trap. Da. Cum e? Acum mai fac cu curiozitate. Cu curios. Eu din câte știu, este targetarea... Profilului. Da. Adică... Aha. Îți dă ție, nu sunt fixe, nu? Nu, Alex? Da, așa era. Eu știu, dacă îți dă... Adică îți vine o reclamă care e targetată către tine. Nu vine aceeași reclamă. Dacă dăm toți play la același clip, nu ne vine aceeași reclamă. Ție îți vine o reclamă. Logic și corect. Nu e ca la televizor unde e aceeași reclamă pentru toată lumea. Asta este. De asta e mai mișto în online decât la televizor. Nu, bravo. Nașpa în online. TV-ul trebuie să moară, scuze. Căcaturile alea, aceleași căcaturi de reclame. Adică am scris odată să văd cum funcționează un frigider și două luni de zile numai frigiderul ăla văd. Da. E efectiv deranjant. Da. Sau îmi cumpăr ceva și după aia văd o lună de zile reclamă la lucrul pe care l-am cumpărat. Mi l-am cumpărat deja. Prima zi, foarte adică, bun. Am căutat. Dar nu am mai avut asta. N-ai o opțiune, în crudul să apară o opțiune de mi-am luat deja chestia asta? Dar are. Facebook-ul are. Already purchased. Există anumite chestii, adică în YouTube, de exemplu, nu poți să faci nimic. În Google Ads poți să faci limitat, în Facebook se pare că poți să faci. Dar depinde. Copiilor le e foame. Gata, haideți, mă zim, m-am râs, a fost foarte distractiv. Da. Bă, până la urmă s-a legat, da, interesant. Da, a fost foarte drăguț. Și facem și live-ul ăla, o să fie și mai drăguț la live. Da, la live? La live. Hai, ne vedem. Păi sănătate, să stăm calm și să trecem cu bine peste chestiile astea, că 4 ani mai încolo o să mergem în OZN-urile noastre. Da, frate, AXA, Casa Poporului Bucegi, vine nava mamă, frate. E, se știe cu recunoștință, namaste, mulțumim. Da, voi auziți? E ok, stați, liniștiți. Ce zici tu, Alexandru? Auziți asta? Da. Da? Perfect. Ok, păi să încheiem așa atunci. Hai. Jazz hands!